Obiectivele mele pentru anul 2022. Să demonstrez că sunt în continuare demnă de titlurile primite. Să-mi valorizez elevii și mai mult. Să inspir în continuare educatorii. Să fiu implicată și să implic cât mai mulți colegi în cât mai multe activități și proiecte. Să mă lipsesc și pe alții cu starea mea de bine. Elevii mei să ajungă la liceele dorite și să citească mai mult. Să termin cartea la care lucrez. Să organizez un alt TEDx, să fim sănătoși, să treacă pandemia, să ajung la cât mai mulți educatori, fie prin cursul meu, fie prin alte proiecte, să petrec mai mult timp de calitate cu familia mea și cu cei dragi mie, să organizez la vară o altă tabără de formare, să fim fericiți. Îmi doresc ca acest an să fie mai blând cu noi cu toți. Îmi place un proverb care spune că fericirea înseamnă ceva de făcut, cineva pe care să-l iubești, ceva la care să speri. Tu, ce rezoluții ți-ai stabilit pentru anul acesta?